Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un material interesant scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea despre România versus Occident, ce au ei și n-avem noi. I do not speak English. Vrem o țară ca afară. Mai țineți minte sloganul multor mișcări revendicative, începând cu vestita piață a universității? Vrem o țară ca afară? Și erau de înțeles aspirațiile românilor dornici ca după 50 de ani de umilire și subzistență comunistă să trăiască și ei după sistemul de valori occidentale, anume respect, trai decent, legislație corectă, libertate și educație corespunzătoare. Ei bine, au trecut peste 3 decenii de la acel decembrie sângeros din 1989, atunci când, cu pierderi îngrozitoare, românii au ales libertate. Și visul occidental este tot mai departe și în România a început să se instaureze resemnarea. Și mulți încă se întreabă de ce țara noastră nu intră și ea în sfârșit în lumea bună. Se spune că omul sfințește locul și, din păcate, încă din 1989 și până astăzi, România nu a avut parte de asemenea indivizi la conducere. În minutele care urmează, vă vom prezenta câteva fapte și indivizi puși în antiteză cu cei occidentali. Și atunci vă veți da seama de tristul adevăr. Regele și Eminescu. Recent, proaspătul rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, a efectuat prima sa vizită peste hotare tocmai în România, țară pe care a declarat că o iubește nespus. Este drept că este o vizită privată, dar asta nu scade nimic din importanța ei. Regele vine de peste 20 de ani în țara noastră, unde stăpânește circa 10 proprietăți în Transilvania. Și Charles, cu bun simț, mai întâi a făcut o vizită protocolară la Cotroceni, domnului președinte Iohannis. De ce am amintit acest eveniment? Tocmai pentru a face niște diferențe semnificative. Ditamai regele s-a deplasat la Viscri fără coloană de securitate și fără motocicliști de deschidere de drum. Asta în timp ce săptămânal, cu excepția zilelor în care se plimbă cam aiurea prin vest, onorabilul nostru președinte blochează Valea Oltului cu mașinii de protecție militară și de poliție, salvări și mașină ISU, motocicliști înarmați, iar pe deasupra mai zboară și elicoptere. Așa cum v-am mai spus, Charles are circa 10 proprietăți în România, case vechi tradiționale pe care regele le-a recondiționat și le-a pus gratuit în circuitul turistic. În schimb, Iohannis are și el 6 case la Sibiu, pe care le închiriază pe banii frumoși, rege și președinte, diferențe date de educație. La Cotroceni, Charles al III-lea a recitat din Eminescu, în timp ce, dacă întrebi pe mulți politicieni români cine a fost Eminescu, ei vor să știe la ce echipă de fotbal activează. Și încă un aspect. În timp ce politicienii noștri se lăfăie în palate dotate cu cea mai modernă tehnică, regele englez doarme într-o casă simplă țărănească, fără televizor, fără radio, fără telefon sau fără internet. Și se plimbă nestingherit pe ulițele transilvănene, dă mâna cu țăranii, vorbește cu ei și este salutat cu voioșie, în timp ce domnul Iohannis, și nu numai el, mai nou, este huiduit la tot pasul, vezi recenta vizită de la Sibiu. Și apropo de vizita de la Sibiu, în plină greva profesorilor, s-au adunat cu forța niște bieți copii ca să-i prezinte onor președintelui o mică serbare școlară, în timp ce copiii din Viscri, din proprie inițiativă, au cules florii de câmp pe care le-au oferit din inimă regelui Charles al III-lea, rege și președinte. Botswana, Finlanda și cuplul Ciolacu-Iohannis. Și fiindcă tot am amintit de uriașa grevă din educație, să mai facem niște comparații. Undeva în Neagra Africă, un stat, Botswana, alocă 50% din PIB pentru educație, iar în nordul Europei, Finlanda merge până la 40% din PIB. Și asta în timp ce în România, deși există o lege care prevede alocarea 6% din PIB învățământului, celebrul cuplu de mari comici ai politicii românești, Iohannis și Ciolacu, ajutați de ministreasa DECA, abia de au acordat anul acesta 2% din PIB.
cel mai scăzut din întreaga istorie modernă a României. Și ne mai mirăm că avem sute de școli cu WC-ul în curte și fără apă curentă. Și ne mai mirăm că tot sute de școli au calculatoare vechi și alea, dar nu au conexiune la internet. Și ne mirăm că există un mare deficit de cadre în școlile românești. Și ne mai mirăm că avem un sistem total învechit de educație care produce, pe bandă rulantă, indivizi agramați funcționali. Rezultatele se văd cu ochiul liber, mai ales când citești CV-urile celor care ne conduc. Pentru munca lor, conducătorii noștri ar merita să fie plătiți nu regește, ci cu moneda națională din Botswana, pe care, din respect pentru cititori, nu o putem denumi explicit aici, dar conducătorii știu de ce. Macron și neputința românească. Marii conducători ai lumii au rămas în istorie datorită faptelor lor pe care, cu orice risc, le-au adus la îndeplinire. Adică au avut, așa cum se spune în popor, sânge în instalație. Și vă dăm un exemplu semnificativ și recent. Președintele Macron și-a ridicat aproape întreaga Franță împotrivă atunci când a dorit necesara reforma pensiilor. Și fiindcă sistemul național de pensii francez, exact ca și cel românesc, se afla în prag de colaps peste câțiva ani, Macron a tăiat în carne vie, eliminând puținele pensii speciale și mărind vârsta de pensionare la 65 de ani. Peste 1 milion de francezi au ieșit în stradă, au incendiat mașini, magazine și bănci, s-au bătut cu polițiștii, au huiduit și au blocat activitatea marilor orașe. Și cu tot riscul pierderii popularității și a scorului electoral, Macron a rămas pe poziție și a câștigat. Legea a trecut și Franța a revenit la normal. În schimb, politicienii noștri preferă să piardă milioane de euro din PNRR decât să se atingă de pensiile nesimțite ale magistraților și ale altor speciali. S-a încercat timid să se dea o lege care să stopeze pensionarea anticipată a specialilor, dar magistrații au început să blocheze instanțele și atunci Dal de Ciucă și Ciolacu au dat înapoi, dovedind că nu sunt mari oameni politici și că nu au, așa cum am mai spus, sânge în instalație. Mă întreb de ce lașii noștri conducători nu iau exemplul Georgiei, care a dat la pământ cu procurorii, judecătorii și polițiștii, desfințându-le posturile după care le-au reînființat, dar cu oameni noi. Apropo, stimați conducători, de ce naiba nu-i dați afară pe specialii din justiție și în locul lor să angajați pe cei care abia termină dreptul și care sunt destui și încă necorupți? Vrem o țară ca afară, dar facem pe noi de lașitate. Biserica ortodoxă greacă versus cea autohtonă. Diferențele între noi și Occident sunt reflectate chiar și în credință. Până și oamenii bisericii se comportă cu totul altfel și ne vom limita la comparație doar la o biserică sorăbună cu a noastră, Biserica ortodoxă greacă. Și plecăm chiar de la costumație. Clericii eleni poartă costume negre, simple, în timp ce straiele preoților noștri abundă în aur și argint. În Grecia, preoții nu percep nicio taxă la cununie, botez ori înmormântare, în timp ce la noi, dacă nu plătești, popa nici că te cunună sau înmormântează. Și, deși se spune că sunt ultra-ortodoxi, preoții greci, cu excepția comunității internaționale de pe muntele Athos, sunt deschiși noului și nu pun piedici administrației, fie ea națională sau locală. Să vă dăm un exemplu. În timpul recentei pandemii, patriarhul și episcopii greci s-au vaccinat în mod public, lăsându-se filmați, și au îndemnat în diferite luări de poziție ca populația să se vaccineze. Și în timpul acesta, ce făceau popii noștri? În frunte cu Teodosie și Calistrat s-au manifestat vehement împotriva măsurilor restrictive, pandemice și a vaccinării. Ba au fost și popi care au avertizat mirenii că, dacă se vor vaccina, le vor crește fulgi și solzi, iar satana va pune stăpânire pe sufletul lor. În timp ce, la unison, Biserica Greacă a condamnat Biserica Rusă și pe Patriarhul Kiril pentru sprijinul fățiș dat lui Putin în cazul invaziei Ucrainei, popii noștri, nu toți trebuie să o spunem, dar destui, în frunte cu Teodosie de la Constanța,
îl laudă pe dictatorul Vladimir Putin ca fiind un bun creștin. Un bun creștin ce bombardează civili, omoară copii, distruge școli și spitale și așa mai departe. Preoți și preoți, biserici și biserici, în contradicție cu ceea ce înseamnă civilizația și democrația. Trebuie să o spunem și să o recunoaștem că biserica noastră ortodoxă este în contratimp cu istoria, cu educația și cu promovarea adevăratelor valori. Deci nu avem o țară ca afară nici din punct de vedere religios. Funcționarii publici. În România sunt zeci de mii de funcționari publici răsplătiți regește. Mulți au și pensii special de nesimțite, dar care în imensa lor majoritate, singura calitate care îi recomandă este aceea de copil, frate sau ruda unor puternici ai zilei. În majoritatea țărilor europene, ca să poți candida la o funcție publică, este obligatoriu să urmezi în prealabil o școală specială de administrație. În România nu ai nevoie decât de rude, pile sau amantlăcuri. Și așa a ajuns un discotecar, ministru la finanțe, o masioză la conducerea unui important șantier naval de securitate națională, un popă la conducerea ministerului care se ocupă de fondurile europene sau un plagiator la Ministerul de Interne. Și toți acești clienți politici, neavând o pregătire adecvată numirii, au o singură ocupație principală: să facă bani pentru partidul care i-a propulsat și, bineînțeles, să pună și pentru ei bani grei la ciorap. Și degeaba avem o țară ca afară dacă nu folosim metodele verificate occidentale și nu ne dăm seama deloc că, numind amatori în funcții importante, țara se duce de râpă pe zi ce trece. Avioane și avioane. Românii au un vechi proverb, dar pe care din păcate nu-l urmează: prostul, dacă nu e fudul, parcă n-ar fi prost destul. Recent au avut loc mai multe întâlniri internaționale cu participarea liderilor europeni, dar nu numai, precum cei din Islanda și Republica Moldova. Și cu ocazia asta am constatat că până și bogații fac economii, numai românii nu. Majoritatea liderilor europeni s-au deplasat împreună, în avioane obișnuite. Nimic spectaculos. Doar al nostru președinte, când dorește să-și plimbe fundul aiurea și degeaba, închiriază un adevărat hotel zburător cu dormitoare, sufragerie, bar, bucătărie și sală de cinema. Și care ușurează zilnic bugetul țării cu sute de mii de euro sau dolari. Și domnul Klaus are un exemplu tot românesc și în apropiere, dar degeaba. Președinta Moldovei, Maia Sandu, își face deplasările externe strict necesare doar cu avioane ieftine de linie, în care biletul nu depășește 100-200 de euro. Dar asta e situația, fudulia se plătește, președinte și președinte, unii cu bun simț, alții fără. Președinte și președinte. Asta e o țară ca afară? Bineînțeles că nu. I do not speak English. Politicienii români, ca și cei de dincolo, au multe întâlniri bilaterale cu omologii lor sau cu oameni importanți din lumea afacerilor. Aceste întâlniri au două componente, una oficială și alta ținută tet-a-tet. Adică față în față, fără translator sau alți martori. Și acestea sunt cele mai importante, fiindcă atunci se fac fără rețineri adevăratele negocieri, spunându-se lucruri care niciodată nu ajung în gura presei. Dar ce te faci cu majoritatea politicienilor noștri care vorbesc doar româna? Și pe aceasta prost, cu agramatisme și o grămadă de ăuri. Cum de exemplu să negocieze ministrul Daia cu cei de la Bruxelles ajutoarele pentru cereale? Și s-a dovedit prin faptul că România s-a ales cu firimituri în comparație cu Polonia sau Bulgaria. Aceasta din urmă având o suprafață agricolă de 10 ori mai mică decât a României. Sau ce poate să facă ministrul Budăi la Comisia Europeană în problema reformei pensiilor și ajutoarelor date de Uniunea Europeană prin PNRR, atât timp cât singurele cuvinte străine știute de domnia sa sunt onomatopeele de la Metro-Goldwyn-Mayer. Și din păcate mereu am avut politicieni specialiști în limbi străineze. Este suficient să ne aducem aminte de inglișii Ion Iliescu sau Crin Antonescu. Păi cum naiba să fii înțeles și respectat de omologii tăi occidentali atunci când tu, președinte, premier sau ministru,
nu știi o boabă de limbă străină și cotcodăcești într-o românească și aia stricată. De ce nu vom avea prea curând o țară ca afară? Motivele sunt diverse și multiple. Nu avem nici mentalitatea occidentală și, din păcate, nici conducătorii potriviți. Vrem cu toții ca în România să fie ca afară, dar nu acționăm deloc ca în celelalte țări civilizate și dezvoltate. Stăm și așteptăm pomeni externe, dar în schimb cheltuim banii pe biserici și acatiste în speranța că ne va ajuta cel de sus. Dar uităm proverbul care ne spune de sute de ani că Dumnezeul îți dă, dar nu ți bagă și în traistă. Concluzia o lăsăm unui tânăr fotbalist talentat, dar pe care țara și politicienii l-au forțat să emigreze în căutarea unei țări ca afară. După ce s-a făcut remarcat la Benfica și Santander, tânărul fotbalist de 20 de ani, Laszlo Sepsi, a dat un interviu în care, printre altele, a declarat că, citez, îmi place aici, Santander este un oraș frumos și liniștit, iar la club am fost tratat cu mult respect. Nu mă așteptam să mă acomodez așa de bine, într-un timp așa de scurt. Planurile mele de viitor sunt legate exclusiv de fotbal. Vreau să fiu sănătos și să joc cât mai mult. În Spania este un alt nivel de fotbal. Nu este plictisitor ca fotbalul românesc. În România nu mă mai întorc prea curând. Nu mai vreau un haosul din țară. Scandalurile afectează moralul jucătorilor. Mulți nu sunt siguri dacă azi își iau salariile și dacă mâine au același antrenor. Am încheiat citatul. Ceea ce trebuia demonstrat. Prieteni, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru demonstrația făcută și vouă pentru atenție. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!